Știați că în România există un sat care până nu de mult nu se afla pe nicio hartă, dar a fost acceptat pe lista patrimoniului mondial în anul 1999. Acesta este satul meu, natal Viscri, unde strămoșii mei s-au așezat în secolul al XII-lea. Vă rog să vă imaginați pe fetița Caroline, un pic mai mică decât astăzi, mergând duminica cu bunica mea la slujbă. Și eu am întrebat-o pe bunica: bunico, cum a fost posibil ca o comunitate atât de mică să construiască o cetate atât de mare? Bunica mea mi-a spus că atunci când un cuplu se căsătorea, contribuția pentru comunitate era o căruță cu piatră. Piatră cu care se construia cetatea și se întreținea. Copil fiind, părinții mei îmi interziceau să mă duc la mormântările din sat. Dar totuși eu eram nelipsită la fiecare mormântare, fiindcă vroiam să iau parte la toate evenimentele comunității. Și în plus, îmi plăcea muzica. Tot de copil vroiam să fac parte din comunitate și porecla mea era mătură de stradă, ce înseamnă în dialectul nostru săsesc o persoană care se află mult pe stradă, între oameni, în comunitate. În anul 1990 s-a produs o mare schimbare în satul nostru. Atunci, aproximativ 90% dintre sași au emigrat în Germania și în locul lor au venit români, romi, mai târziu germani și alte naționalități. Împreună am încercat să construim și construim și astăzi un nou spirit de comunitate, altfel decât cel preponderent săsesc care se afla înainte în satul nostru. Acest copil este bucuros că are o căsuță, dar părinții lui, care fac parte din comunitatea Roma, nu au nicio legătură cu această casă și, după cum vedeți, nu apreciază valoarea ei și au început să o distrugă. Am fost foarte supărată când am văzut acest lucru și când am făcut această poză. Dar când m-am uitat în ochii copilului, am simțit că este datoria mea să încerc ca acest copil și toți copiii din Viscri să aibă un viitor mai bun. Astăzi, minoritatea Roma este majoritară în sat și împreună construim, cum am spus, un alt fel de comunitate cu alte priorități, diferit față de celălalt. Și trebuie să vă spun că spiritul de comunitate trebuie hrănit, înnoit și regenerat în continuu. S-a mai produs o schimbare în viața mea în 90. Învățătoarea noastră din sat a plecat în Germania și am devenit învățător suplinitor, cu toate că sunt economistă la bază. Credeam atunci că este locul cel mai frumos de muncă pe care îl pot avea, fiindcă reușeam câteodată cu unii copii, după 6 luni, să scrie și să citească. Cu toate că la început, când veneau la școală,
Nu știau zilele săptămânii sau anotimpurile. Nu auziseră nicio poveste. Dar, din păcate, nu toți părinții își trimiteau copii la școală și nici la ședințele cu părinții nu veneau. Și atunci m-am gândit să organizăm evenimente pentru tot satul. De 8 martie, de 1 iunie, de Moș Nicolae, la sfârșitul anului școlar. Și copiii dansau, cântau, spuneau poezii, iar eu am învățat atunci să vorbesc comunității. În primul rând, vroiam să motivez părinții să-și trimită copiii la școală și în al doilea rând, încercam să găsesc împreună cu comunitatea nouă pe care începeam să o construim, un țel comun. Nu a fost greu să găsim țelul comun, fiindcă cu toții vroiam să trăim mai bine. Vreau să vă întreb, ce credeți? Ce legătură poate asta avea Viscril cu Texasul? Surprinzător! Nu este doar legătură. A fost o întâlnire care mi-a schimbat mie viața. În anul 1991 a venit profesorul Glenn Ernst Lich din Texas la Viscri și s-a mirat că nu am plecat în Germania ca toți ceilalți. Și m-a întrebat, de ce? Eu i-am spus că sunt două motive pentru care nu am plecat. În primul rând, datoria față de strămoșii noștri care au creat satul nostru și, în al doilea rând, dorința de a încerca să fac ceva pentru copiii din satul nostru și pentru noi să trăim mai bine. El mi-a spus, arată-mi business planul tău. Am spus, business plan? Pentru mine a fost prima dată în 91 să am auzit acest concept. Mi-a explicat ce înseamnă și mi-a spus, ca să poți să pui visul tău să-l aplici, să-l pui în realitate, trebuie să intri în politică. Am spus, în politică? O femeie tânără atunci, de la țară, din Ardeal? El mi-a spus, ai încercat? Uite, la anul sunt primele alegeri democratice, candidează. Am avut încredere în primul meu mentor, pot să spun, și am devenit primul consilier după Revoluție care a reprezentat satul Viscri la comună timp de 24 de ani. 20 de ani am fost singura femeie în Consiliul Local cu 10 bărbați. Nu mi-a fost deloc ușor. Dar acum avem 3 femei în Consiliul Local și sunt foarte mândră de acest lucru. Întâlniri cu comunitatea am organizat tot timpul și organizăm și acum. În timpul întâlnirilor, 21 de întâlniri, aici e în poză doar una dintre ele, am avut nevoie ca să creăm o asociație agricolă la Viscri, cu 60 de membri fondatori. 60 de membri fondatori din 120 de familii care dețin animale. De ce credeți că a durat așa de mult? A durat așa de mult
până când fiecare dintre membrii fondatori a înțeles că nu creăm un nou CAP la Viscri, ci creăm o asociație unde fiecare membru are drepturi, dar și îndatoriri. În timpul acestor întâlniri comunitare, ne-am dat seama că patrimoniul construit este una din cele mai mari bogății ale noastre. Dar cum ați văzut în fotografia dinainte, era într-o stare avansată de degradare. Și am încercat la Ministerul Culturii, la autoritățile regionale și locale să primim ajutor pentru a-l păstra, a-l întreține. Din păcate, toată lumea îmi spunea: Doamnă, noi avem lucruri mai importante decât Viscri. Și atunci am luat destinul în mâinile noastre și fiecare vizitator care venea atunci la Viscri trecea prin bucătăria noastră. Eu ofeream un rachiu, soțul meu face cel mai bun rachiu, și o cafea, și încercam să motivez acești oameni care vizitau satul să ne susțină în demersul nostru. Soțul meu îmi spunea: mii de oameni au trecut prin bucătăria noastră și nu se întâmplă nimic. Eu îi spuneam: doar unul trebuie să aibă încredere în noi și atunci va fi bine. Nu am reușit să motivăm doar unul, ci mai mulți. Dar eu o să vă spun doar despre trei. Comitetul de ajutor din Bühlingen, din Belgia, ne-a ajutat să renovăm școala, fiindcă până la clasă intrau caii. Așa, într-o stare, era școala noastră și căminul cultural, și l-am și dotat. În 96 am reușit să instalăm prima centrală telefonică digitală în mediul rural. Până în 96, Viscri nu avea nici un telefon, nici o linie telefonică. Al doilea, un francez, care a venit de mai multe ori prin bucătăria noastră și a gustat din mâncărurile pregătite de mine, s-a decis să scrie o referință într-un ghid francez, care în primul an de apariție ne-a dus peste 400 de francezi. Într-o zi a venit o doamnă din Anglia, doamna Jessica Douglas Hume, președinta Fundației Mihai Eminescu Trust din Anglia, și ea a considerat, pentru a avea succes în demersul nostru de a salva patrimoniul construit în Transilvania, avem nevoie de sprijin la nivel înalt. A reușit să motiveze Alteța sa regală, prințul de Wales, să vină, începând din 1998, periodic în Transilvania. Ca semn de recunoaștere pentru activitățile deja începute la Viscri, proiectele pe care am început să le implementăm la Viscri de dezvoltare comunitară, Alteța sa regală a acceptat să preia patronajul Fundației Mihai Eminescu Trust România în anul 2000, patronaj de care ne-am bucurat timp de 13 ani, în care fundația a crescut și a implementat în jur de 1100 de proiecte. Astăzi sunt foarte mândră că pot să privesc înapoi împreună cu echipa mea, foarte mică și dedicată, a 1228 de proiecte implementate, care au ajutat o nevoie a unei comunități, a ameliorat unele nevoi din comunitățile noastre. Și sper
ca și invitor, să găsim parteneri și susținători, să putem continua proiecte în comunitățile noastre în Transilvania. Am început cu formarea meșterilor. Am reînvățat cum să folosim materialele tradiționale, locale și tehnicile tradiționale. Am început cu restaurarea fațadelor, fiindcă acest lucru a avut impactul cel mai mare asupra comunității. Oamenii începeau să fie mândri de comunitatea lor, de patrimoniul lor. Azi am înțeles că un patrimoniu poate să dăinuie doar atunci când aparține oamenilor, când se apropie de el, când este a lor. Am continuat după aceea cu proiecte mai complexe, restaurarea șurilor, pavarea străzilor cu piatră de râu, repararea podețelor, stații de epurare ecologice, elemente care au devenit mai târziu conceptul, au intrat mai târziu în conceptul acesta de satul de sine stătător. Și un alt element al conceptului satul de sine stătător este acela de a susține noii meseriași formați de a-și începe o afacere, o mică afacere. De a-și susține să-și pună prima cărămidă a afacerii lor. Pentru a-i responsabiliza și pentru a-i ajuta să creeze ceva sustenabil pentru viitorul lor. Turismul responsabil a fost următorul pas pe care l-am făcut, că la fiecare proiect și acest proiect a răspuns celor două nevoi pe care le-am numit profesorului din Texas, de a păstra patrimoniul construit și de a ajuta oamenii a găsi o cale prin care oamenii să trăiască mai bine. Am reușit ca fiecare membru din comunitatea noastră să-și găsească locul și rolul în comunitate. Unii oameni oferă camere de oaspeți, alții gătesc rețetele tradiționale, alții plimbă turiștii cu căruța în jurul satului, cu căruța cu care duc și lemne și cartofi și de toate. Femeile fac șosete de lână și din pâslă și le oferă vizitatorilor și turiștilor spre vânzare. Spiritul de comunitate, cum v-am spus, trebuie hrănit, înnoit și regenerat tot timpul. Vă arăt aici activitățile economice care se desfășoară în satul nostru. Vedeți că și astăzi agricultura este cea care stă la baza tuturor activităților. Și mulți care au animale sunt și meșteșugari sau au și camere de oaspeți. Probabil vă întrebați cum reușim să gestionăm noi aceste activități, această construcție a spiritului de comunitate. Suntem noi, comunitatea, care facem acest lucru. Am reușit să înființăm un consiliu al satului cu sprijinul mentorului nostru din Chile. Fiecare grup de interes
asociația agricolă, meșteșugarii, cei care oferă camere de oaspeți, vecinătatea romilor, pensionarii, tinerii, toți. Și au ales doi reprezentanți care fac parte din Consiliul Satului, din Parlamentul nostru informal la Viscri. Și noi ne întâlnim o dată pe lună și discutăm de problemele curente, dar și despre viitorul satului, despre cum dorim să se dezvolte satul în viitor. Ne certăm, ne împăcăm, facem activități de voluntariat, stabilim prețuri și direcții, fiindcă noi dorim să decidem încotro o ia dezvoltarea în satul nostru. Vedeți cum au scăzut familiile care primesc ajutor social de la 45 la 4, oamenii cu mâinile lor au reușit să aibă un alt status în comunitate, prin munca lor. Așa arată satul Viscri astăzi. Satul și comunitatea a crescut și o duce mai bine. Dar eu tot așa de mic am rămas. Niciodată nu am visat că o să putem să facem atâtea lucruri frumoase în satul nostru, în comunitatea noastră. Datorită faptului că am avut această evoluție, începând din 1992, nu înseamnă că nu există probleme în satul nostru. Dar, fiindcă fiecare pas generează o nouă provocare. Bunica mea spunea că viața este o frânghie a speranței pe care urcăm în fiecare zi. Noi, din comunitatea de la Viscri, clădim această speranță în fiecare zi, cărămidă cu cărămidă, pentru un viitor și mai bun al comunității noastre. Vă mulțumesc!